Doamne, știi ce mult, știi ce mult te iubesc în inima mea. Tu ești tare, izbăvește.
Și în taină Dorul întreabă, care-i taina întregită despre mama adevărată? Ce înțeles are cuvântul ce pe buze toți îl poartă, chiar și pruncul de pe brațe îngână cuvântul mamă. De-abia venit în lume, când nici nu știe să vorbească, el nu știe pe nimeni altul decât chipul cel de mamă. Fie mama îmbătrânită, chiar urâtă sau și oasă, pentru el nu este în lume altă mamă mai frumoasă. Mii de mâini de s-ar întinde să-l ridice sus pe brațe, plânsul lui nu se alină doar la mama adevărată. Mii de mâini de s-ar întinde să-l ridice în brațul lor, plânsul lui nu se alină, nu cunoaște mâna lor. Să aduc, aș vrea în față, doar o mică întâmplare, ce-ar pune în uimire în parte pe fiecare. S-a întâmplat că într-o casă tatăl a trecut din viață, lăsând 5 copii orfani și o mamă îndurerată. Greu le câștiga sărmana hrana în fiecare zi, însă dragostea-i fierbinte ea nu obosea nici când. Greutățile le înfruntă ea acum cu bărbăție, căci în dragostea-i fierbinte greul parcă nu-l mai știe. Însă lipsuri, care zilnic erau tot mereu mai multe, început să o copleșească și într-una s-o frământe. Greul îl văzu și alții și într-o zi veni să-i spună, vreau să te ajut cu ceva, ai spus atunci o vecină. Dă fetița cea mai mică, să o fiez, să fie a mea. E mică, nu te cunoaște și în curând te va uita. Ai destul pe ceilalți 4, nu mai sta la îndoială, căci am să o cresc mult mai bine ca o mamă adevărată. Însă am o rugăminte la tine, tu să nu-i spui niciodată că i-ai fost cândva mamă și de mine înfiată. Greu putu să se decidă să-i dea fetița pe brațe, însă lipsurile toate o făcu să hotărască. Vecina își luă fetița, zicându-i să fii pe pace, că-și fetița ta de acum va trăi în belșug de toate. Dar într-o zi ce se întâmplă, mama văduva acasă, auzi plângând pe strada ei fiică înfiată. Repede se duce afară, o ridică sus pe brațe. Ce s-a întâmplat cu tine? O mângâie și o întreabă. Am căzut, zice fetița, căci am alergat pe stradă și am vrut să-i spun lui mama, însă ea nu e acasă. Atunci ea o luă în brațe și o mângâie pe frunte, iar fetița deodată se oprește, nu mai plânge. Cum de sunt la tine în brațe? Glăsuie atunci fetița. Că-și voiesc mereu asta, spune-mi vecină secretul, să-l spun și la mama mea, cum trebuie ea să fie când își ia în brațe fata. Dar nu poate să răspundă, ci numai capul în piept și-a pleacă și în suspin se audă șoaptă, eu nu sunt tata vecină, ci a ta mama adevărată. Dacă prin în clipa aceasta încercat ai de-a cunoaște, să știi tu că lumea mamei se cunoaște dintre toate. Ridică-ți privirea, iată, iată un braț străpus de cuie, ia-ți-i mama adevărată. Spini adânci înfirți în carne, mase și roind de sânge, gura-i arsă de durere, ochii parcă începa plânge. Între doi tâlhari se zbate în chinuri îngrozitoare. Ia-ți-i mama adevărată cea târlă între piroane. Spuneți voi ce stați de față și-ați simțit mâna de mamă. Mai există o altă mamă cum îi oare mama noastră? Spuneți voi de ani albiți. Ce ați simțit când mâna mamei v-a legat, v-a curățit? Eu atâta doar pot spune și-o voi spune o viață toată. Pentru mine nu există altă mână, altă mamă. Cum s-a plecat spre mine și mi-a dat în dar viață și mi-a spus cu gingășie, eu ți-s mama adevărată. Spune tu, ce n-astă lume, n-ai mai găsit alinare, ce-ai simțit când mâna mamei turnea leac de vindecare? Spune tu, căzut pe drumuri de care nu-i pas la nimeni, ce-ai simțit când mâna mamei
bolnav, ce îndurări numărat ai nopții în șir, ce ai simțit când mâna mamei te-a legat, te-a curățit. Eu atâta doar pot spune și o voi spune-o viața toată, căci pentru mine nu există altă mână, altă mamă. Și de stați la îndoială, de adevărat ai mână, cereți-o la încercare, spuneți-i de sus să vină. Veniți tineri, veniți vârstnici, veniți voi de ani albiți, să vedeți ce fericire pe amui braț voi veți găsi. Voi, copii din lumea întreagă, nu vă depărtați sub umbre când vă strigă și vă cheamă. Mii de mâini de s-ar întinde să vă salte sus pe brațe. Fiți ca pruncul ce cunoaște pe mama adevărată. Amin.
Ridica
timpul s-a dus, aș vrea să mă folosesc în scurt de aceste două versete pentru actul cinei Domnului. Aș vrea să, în ziua aceasta, să medităm asupra vieții noastre. În clipile care le-au mai rămas, aș vrea fiecare dintre noi, așa cum spune Apostolul Pavel, să ne cercetăm pe noi înșine. Întrebarea se pune, de ce să ne cercetăm? Dacă vă uitați, totdeauna fiecare om se pregătește pentru o călătorie și ne pregătim de o călătorie. Dar în momentul când pleci de acasă, când ieși din casă, mai faci un lucru. Știți ce mai facem? Ne mai întoarcem înapoi și încă o dată ne mai uităm la priză, ne uităm la felul de călcat, ne verificăm apa, nu? Și lucrurile care pot să ne aducă daune în căminul nostru, în viața noastră. Le mai verificăm o dată. Le-am făcut. Dar ne mai întoarcem încă o dată și ne verificăm, le verificăm. Acum, săptămâna aceasta pentru noi toți care suntem aici, a fost o săptămână de cercetare. Nu numai o săptămână. Și viața noastră este o viață care am trăit-o și o trăim în voia lui Dumnezeu sau după voia lui Dumnezeu. Și căutăm să umblăm în voia lui Dumnezeu. Dar astăzi, în mod special, vrem să ne atingem. Vrem să ne atingem de Cel ce a venit în lumea noastră și ne-a adus mântuirea. De Cel ce a venit în lumea noastră și ne-a adus vindecarea. De Cel ce ne-a adus venit în lumea noastră și ne-a adus viață veșnică. Vrem să ne atingem de El. Și pentru că vrem să ne atingem de El, vrem să ne cercetăm încă o dată viața noastră. În scurt, să trecem în rugăciunea care o vom face, să trecem prin inima noastră, prin viața noastră, prin săptămâna aceasta, săptămânile care au trecut din viața noastră și să mai facem încă o dată o cercetare lăuntrică. Pentru că Scriptura spune că mulți au atins de Domnul. Mulți au atins de El și mulți au dorit să capete ceva de la Domnul. Să capete vindecare, să capete viață, să capete binecuvântare. Dar nu tot au avut lucrul acesta. Și spune că numai o parte din cei ce au venit și s-au atins de Domnul au avut parte de lucrurile acestea. Și oamenii care au parte de binecuvântarea Domnului sunt oamenii care se cercetează înainte de a se atinge de Domnul. Pentru că spune Scriptura despre El, despre Domnul, că Domnul nostru, Dumnezeul nostru, Iisus Hristos care a venit în lumea noastră, spune Scriptura despre El că El este Sfânt. În El nu s-a găsit păcat și în El nu este păcat. Și pentru că El este Sfânt și noi vrem în ziua aceasta să ne atingem de El, să ne contopim și să ne facem una cu El. Și ca să fim una cu El în ziua aceasta și în viața și în săptămânile care ne stau în față și în viața noastră când ne stă în față sau Domnul ne-o mai dă, ca să fim una cu El, în noi trebuie să fie dat afară, sau cum spune Apostolul Pavel, măsurat orice a luat vechi. Iubiți frați și surori, am vrea să ne cercetăm în ziua aceasta. Să dăm afară orice a luat vechi. Și care este aluatul? Care sunt aluatul care dospește în noi și crește în noi? Sau care sunt lucruri care nu se pot contopi cu Dumnezeu? Și Biblia spune că păcatul, orice lucru care nu-i după voia lui Dumnezeu, este păcat. Și dacă e un lucru care nu este după voia lui Dumnezeu și este în noi, ne împiedică pe noi să ne contopim pe Domnul și să ne facem una cu El. Ne împiedică pe noi să beneficiem de binecuvântările pe care le are Hristos în El. În El este vindecare. În El este viață. În El este putere. Și ca să beneficiem de aceste lucruri, noi trebuie să îndepărtăm lucrurile vechi din inima noastră. Căci altfel, degeaba. Degeaba ne atingem de El, degeaba ne apropiem de El, degeaba facem ceea ce facem, pentru că sfințenia lui Dumnezeu nu se unește cu păcătoșenia mea. Și eu, în primul rând, trebuie să fiu
Sfânt. Și lucrul acesta îl tot faci în ziua aceasta venind înaintea Domnului. Și eu voi veni înaintea Domnului, pentru că săptămâna aceasta a fost o săptămână plină și cu bucurii și cu necazuri și de multe ori trebuia să plec capul în jos, să mă fac preș, altul să treacă. Așa a fost săptămâna aceasta. Dar știu că în călătoria vieții mele de pământul acesta, eu l-am întristat pe Domnul. Oricât aș fi căutat eu să mă fac preș, tot nu m-a făcut. A fost un gând în mine de răzbunare, poate a fost un gând de mine de întrebare, de ce face cu mine așa, de ce trec din partea cealaltă, nu? Tot a fost un gând. Dar dacă ne uităm la Domnul Iisus Hristos, în El nu era gândurile acestea. Era bătut, era țintuit pe cruce și acolo Domnul a spus, Tată, iată că și nu știu ce fac. Câți din noi am zis ca Domnul în săptămâna aceasta? Nu poate am căutat să trecem. Dar totuși, ceva în noi s-a răscolit. Și așa cum spune Apostolul Pavel, văd în mine două forțe. Una mă împinge să fac bine, și altă mă împinge să fac. Și de mult ori nu fac ceea ce voiesc. Dar Scriptura ne spune și ne arată că și noi avem la dreapta lui Dumnezeu. Avem un mare preot. Avem un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre. Și în ziua aceasta eu nu voi veni cu tăria mea înaintea lui Dumnezeu. Și nu voi veni cu sfințăria mea înaintea lui Dumnezeu. Și voi veni cu starea mea slabă. Voi veni înaintea Domnului și voi spune, Doamne, te rog, ai milă de mine. Amin. Te rog, curățește-mi cugetul meu de toate faptele murdare. De toate faptele moarte, curățește-mi cugetul meu. Curățește-mi inima, curățește-mi ochii, curățește-mi mâinile, Doamne. Și fă-mă în ziua aceasta când mă voi atinge prin credință de trupul tău, de sângele tău, în mine, să intre puterea ta dumnezeiască. Puterea ta care ne ajută să luptăm lupta cea bună a credinței. Puterea ta care mă face să merg pe urmele tale. Să intre în mine puterea ta care îmi dă putere să trăiesc biruitor prin orice încercare, prin orice vânt ce o să rămân în picioare. Doamne, fă să intre în mine puterea aceasta. Voi vă spune Domnului, Doamne, fă ca în mine să intre viața ta veșnică. Și eu să am viață din belșug împreună cu tine. Și de aceea, Doamne, ajută-mă. Iubiți frați și surori, vom veni înaintea Domnului. Și vrem să stăm înaintea Domnului cu lucrul acesta și să rugăm pe Domnul ca Domnul să ne curățească El cugetul nostru de orice faptă moarte. Apoi îl vom ruga pe Domnul să ne curățească El inima, să ne curățească El totul, să fim curați după voia Lui. Și vrem să-i spunem Domnului ceva ziua aceasta, după ce ne curățește El. Doamne, pune-n jurul meu, pune-n jurul gândului meu, straja la cerească. Pentru că eu nu vreau să te mai întristez pe tine. Eu nu vreau, Doamne, să fac ca ochi, eu vreau să reprimeze. Eu nu mai vreau, Doamne, să fac ca tu să umbre supărat. Și eu vreau, Doamne, prin purtarea mea, prin vorbirea mea, prin tot ceea ce fac eu, să creez bucurie cerului. Și în cer să se poată discuta despre mine, cum s-a discutat despre Iov. L-ai văzut pe neprihănitul de Iov? Și ca să putem fi neprihăniți, e nevoie ca Dumnezeu să pună El în jurul nostru garda sa îngerească. Să pună Dumnezeu garda sa îngerească în jurul nostru. Și dacă ei vor fi cu noi, dacă Dumnezeu va fi cu noi, noi vom fi viitoare. Doamne, nu vrem să plecăm astăzi de aici fără Tine. Doamne, nu vrem să plecăm astăzi de la masa Ta fără îngerii Tăi. Nu vrem să plecăm, Doamne, fără soția Ta în ziua aceasta. Și vrem, Doamne, călătoria noastră, cât mai e pe pământul acesta, să o facem sub binecuvântarea Ta și sub îndrumarea Ta. De aceea te rog, Doamne, ajută-mă ziua aceasta să mă golesc. Ajută-mă, Doamne, să mărturisesc viața. Și vino Tu și fii în viața mea. Amin. Ne ridicăm în picioare și...